Da, bine. Mergem mai departe. După ce am aflat că George este protejat alături de Radu, trebuie să aflăm cine va fi protejat alături de Adelina. Băieții vor proteja o fată și voi începe cu Nicolas. Evident, domnișoara Cristina, că pe Georgiana, pentru că este iubita mea și vreau să rămân aici la competiție alături de mine, să trecem pe toate răutățile și peste obstacolele pe care le-ai venit aici. E ok, mulțumesc! Codruț. Pe naba, domnișoara Cristina, și eu voi proteja la fel cum o face și ea. Mai puțin. Schimb pe schimb. Mai puțin, el. Da, e fele-fele, măcar noi suntem jumate-jumate, nu ca voi. Nu, el tot și tu 5%. Nu, tu ești 3 sferturi. 95 cu 5. 95 cu 5. Ce n-ați înțeles? Și practic, voi doi vă cam bateți cam în aceleași sex. Da, da. Bărbatul în relație. George. Evident că pe Roxana că este pe blița mea. Hai că te mai protejează. Păi ce contează? Deci Roxana nu te-a protejat. Păi protejează ea altă. Maluni. Te protejează ea. O protejează eu de așa. Să fie aproape de mine. Ai pierdut votul. Îți dorești să-ți fie aproape? Bineînțeles, domnul Șarac. Fine trasele din tine, dar să lase mai gros. Auzi, George, dar crezi că aș va dori vreodată? Clar. O să o fac eu să-și durească. Sau Maria, când va veni în casă, ei, îi va stârni interesul față de tine? Va fi geloasă? Maria s-a terminat, domnișoara. Chiar dacă are un interes, rămâne cu interesul. Bine, rămâi cu Roxana. Da, bine, da. Bine. Dar Roxana nu rămâne cu el. E, nu. Ba da, rămâne și Roxana cu el. Că-l place. Dar puterea dragostei nu se știe. Orice este posibil. Așa e. Andrei. Pe Adriana. Tu vorbești, bă, Andrei. Mulțumesc. Păi dacă tot e Alex gelos pe mine, măcar să-i dau motive. Păi, dar nu e motive. Mulțumesc. Gelu. Păi Beatrice, domnișoara Cristina. Te pup. Pentru că vreau să plecăm din această misiune împreună. Răzvan. Vă votez pe Beatrice, domnișoara Cristina. Mulțumesc. Ca să coplac. Își păstreze iubita. Bravo, bine. Coplac și eu. Bravo. E colegul de camera lui Gelu. Bă, dacă o place. C-o place. Dacă era pe sistemul ăsta, putu mergea în altă parte. Iacob. Pe Beatrice ca să poată să-l cunoască pe Ramona. Era mulțumit! Mă rog că nu ratez ocazia. Ca să poată să cunoască pe Ramona când vine Ramona. Da, da. N-am nevoie, mersi. Alexandru. Domnișoara Cristina, pe Adriana, deoarece vreau să-i arăt... Abia să dau motivul. Păi mă, statuie! Deoarece vreau să-i arăt lui Andrei că încurajez relația cu ea să-mi arate gelozie. E, uitați! Hai că te băgă, Andrei! Și el vrea să-mi pace acum 2 minute. Radu. Pe Ana, că este colega de cameră. Acu-i acu! Colega de cameră! Nu prieteni, niciodată prieteni, colegă de cameră. Hai, că a fost un vot, lăsați. Dacă vreți să fiți protejate fetelor, mutați-vă în camera da, da, da. Deci pentru da, treaba asta să nu-l mai au că îi spune vreun cuvânt Anei, că e fals, e cel mai fals din toată emisiunea. Păi n-are pe voie. Dar ce treabă are una cu altă? I-am mutat așa că nu poate să suporte, că respiră, le enervează și așa. Daniela, nu este protejată Ana, ci Beatrice. Eu, da, votul. Am dat mult. Te pupăm! Bun, deci, te pupăm. Avem doi băieți protejați, respectiv Radu și George. Bravo, două fete protejate, Adelina și Beatrice. Pe cei patru nu puteți să-i votați preeliminare. În această seară, fetele vor propune spre eliminare un băiat, iar băieții vor propune spre eliminare o fată. Nu-mi plac oamenii falși. Pentru că consider că nu este destul de serios în privința unei relații. A sosit momentul să aflăm cine va câștiga acest cec și cine va pleca acasă. Beatrice, poți merge să votezi. Îl votez pe Răzvan pentru că nu-și dorește să rămână aici.
vă las, poți merge să votezi. Georgiana, poți merge să votezi. Codruț, poți merge să votezi. Ana, și o să voteze Ana până la capăt pentru că vrea să se dea pe victima. Nu-mi plac oamenii falși. Roxana, poți merge să votezi. George, poți merge să votezi. Alicia, poți merge să votezi. Îl votez pe Andrei pentru că consider că nu este destul de serios în privința unei relații. Andrei, poți merge să votezi. Daniela, poți merge să votezi. Poți merge să votezi. Naba, poți merge să votezi. Răzvan, poți merge să votezi. Habar n-am dacă am scris corect numele sau nu. Am votat-o pentru că nu se acomodează, așa a zis. Ana, poți merge să votezi. Poți merge să votezi. Adriana, poți merge să votezi. Și acum pare rău, Răzvan. Alex, poți merge să votezi. Votez Georgiana, deoarece am impresia că acceptă mult prea multe pentru lui Nicolas și pare mai mult un joc decât o relație. Adelina, poți merge să votezi. Radu, poți merge să votezi.
Ați votat? O să rog pe colegul meu Doucan să-mi aducă urna cu voturile voastre. Mulțumesc. Aici se află voturile voastre, iar imediat vom vedea și cum ați votat. Andrei. Georgiana. Vai, că mulțumesc. Alicia. Iacob. Alicia. Răzvan. Ana. Răzvan. Alicia. Răzvan. Alicia. Răzvan. Alicia. Eu am zis așa. Nu, nu ne-am dat seama. I-am părut lui mai frumos numele ăsta, domnul Șoara. Mulțumesc, George. Mulțumesc. Răzvan. Alicia. Răzvan. Alicia. Răzvan. Bun, acestea au fost voturile voastre. Așadar, favoriții Radu și Adelina împreună cu Răzvan și Alicia, lângă mine, vă rog. Să nu plângeți, bă, da? Nu plânge, frate, da? Așadar, am aici cecul. Am cei doi favoriți. Vom afla în curând cine este concurentul favorit și cine va câștiga acest cec. Dar, întâi de toate, vreau să știu ce simt Alicia și Răzvan. Nu-ți pare rău de băieții tăi? Doamne, m-am atașat de fiecare dintre ei, chiar dacă cu unii m-am mai certat, cu unii m-am mai înjurat. Dar, din păcate, nu îmi găsesc locul, să zic așa. Cred că nu-ți găsești jumătatea. Jumătatea mai exact, da. Am încercat cu mai multe dintre fete, din păcate nu ne-am... Poate mai vin. Să sperăm, Doamne ajută. Atunci mai rămân. Poate intră una și pentru tine. Poftim? Poate intră una și pentru tine. O aștept. Stai să vedem ce spune și Alicia, pentru că ea e într-o situație puțin mai grea. Că ea nu s-a putut adapta aici, crezând că acest show este fake. Deci? Consider că e locul meu aici. Nu pot să fac față la așa ceva. Nu am nimic cu oamenii de aici, doar că nu mă pot integra în acest show. Dar cu fetele, cum te-ai înțeles? Bine, am interacționat chiar cu toate. Am vorbit cu toate fetele. Nu am nicio problemă cu niciuna dintre ele și nici cu băieții, doar că nu consider eu că mă simt ok. Dar în cazul în care vei pleca, păstrezi legătura cu ele? Da, de ce nu? O să vorbim. Frumos, foarte frumos. Bun. Hai să nu mai lungim discuțiile, pentru că sunt sigură că cineva este nerăbdător să afle cine va câștiga acest cec. A sosit momentul să aflăm cine va câștiga acest cec și cine va pleca acasă. Așadar, concurentul favorit, câștigătorul acestui cec în valoarea de 1500 de euro, cel care își va proteja casa și care va deveni liderul suprem în săptămâna viitoare, este...
Radu. Felicitări. Bun, asta înseamnă că Alicia va pleca acasă. Am să vă rog pe voi trei să mergeți la locurile voastre. Alicia, sper că experiența aceasta îți va folosi. Mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Am venit aici. A fost o experiență plăcută. Îmi pare rău că nu m-am putut integra. Important este că ai avut parte de această șansă. Da. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Să ai succes în toate. Să las soției la revedere de la colegii tăi, iar eu îmi voi lua la revedere de la cei de acasă. Ne revedem mâine de la ora 11. Seară bună! Lasă-le pe astea să fie mândre că-s dezbrăcate pe jumătate. Eu nu vreau ca iubita mea să fie așa. De ce ești gelos? De ce umbli așa? Lasă-o pe a ta să fie dezbrăcată. Eu muream în pace și tu stăteai să râzi cu Daniela pe la jur, nu? Așa că scutește-mă. Te-am întrebat dacă ești bine. Scutește-mă! Acum văd eu că tu ai început să oarecum să copiezi ceva din comportamentul Adrianei. Voi băieții din Craiova, niște inteligenți care vă dați seama voi de toate, ghiciți în stele. Ai auzit de Karma? Ți-a dat blog și Karma, ție! Dacă ai început așa, Ana, să-ți cauți colegă de cameră. Eu vreau să închei cu tine tot. M-am convins, te văd. N-am ce să vorbesc cu tine. Dacă ai vrut să faci cum ai făcut cu Alina, foarte bine cu nu îi zbate joc de mine, că încep să mă enervez rău de tot. Ori discutăm civilizat, ori încep și eu să te iau la mișto pe tine. Înțelegem și pe mine, te înțeleg și pe tine, știu situațiile, știu cum te simți, știu... Păi și atunci... Te, nu, te rog, te rog, crede-mă cum te gândești tu la toate, crede-mă cum mă gândești... Om. Nu vreau să mai fiu cu tine, că ești degeaba, ești ca și cum, oricum n-ai fi, nu te ridici de acolo, nu faci absolut nimic. Dacă vrei să o mai pupi pe iubita ta, îmbracă-te Moș Crăciun în fiecare zi, o să o pupi. Păi nu, că nu vrea nici ea. Băi, bună asta! Tu te auzi ce spui, intru în casă pentru Duțul, aștept mai pe Duțul, și nu mă vorbim cu gelul Beatrice, și tu faci live cu Duțul. Te mai deranjează faptul că Daniela și Radu se șicanează în continuu? Și dacă o deranjează... Dacă el mă enervează... Păi nu, chiar comentează de Beatrice, dar chestia asta nu o vede. Ai mai făcut și tu vreun pas către Roxana, ceva? Suntem în cunoaștere... Aoleu! O femeie care se respectă ascultă de bărbat. Nu, nu! O femeie care se respectă ascultă de ea, nu de bărbat. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici. Sau aici.